Doamnelor și domnilor, Mircea Toma. Bună seara. Bună seara. Am așa, ca la, Așa, cum a... Ești vaccinat? Sunt. Da. Și Sunt cu rapel este tot. Luăm, da. da. Uh, ok. Uh. Îți propun să împărțim în două discuții, așa, pentru că acum ai trecut în partea cealaltă a forței, cum ar veni. Ca să fac o introducere pe această introducere. Așa. La ultima noastră întâlnire, emisiunea ta era jumate în direct, jumate continua... Pe internet. Pe da. Net. Da. Uh -huh. uh, și știu că după ce s-a terminat uh, cea care era pe televizor în uh, direct, așa. am respirat amândoi și acum, fără cenea, <laughs> hai să ne vedem acum, <laughs> cum ne dăm drumul. Da, da. Corect. corect. E, e acum cu ceneau în studio. Asta e, noi da. stăm, și tot mie Nu mi e greu. Da, foarte uh -huh. greu. Bun, asta una. Uh, dar să discutăm și uh, despre uh, ceea ce pare a fi o ofensivă, asta nebună, în ultimele zile împotriva uh, jurnalismului de investigație, aș spune, că, de fapt, uh, despre asta sunt ultimele sentințe. Dar, uh, aș începe cu chestia asta la altă și aș vrea să răspunzi întâi la întrebarea de ce. Și eu îți spun așa, eu ca jurnalist, uh, cum să zic, noi am fost până și la constituirea Convenției Organizațiilor de Media, dacă 2003, 2003. Da, 20. 2000... Avem exact 20 de ani. Da. 19, hai. Da. E, eu ca jurnalist în toată perioada asta, când uh, uh, era treaba foarte împuțită, cu amenințări, cu tot felul de lucruri pe care de altfel le-am uh, 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 parcurs în toată perioada asta, știam, bă, eu sunt sunt pe Mircea și sunt la oamenii ăia de la Agenția de monitorizare, de la Activogi, de la ca să găsesc sprijinul necesar în lupta cu toți cu toate dihăniile pesediste sau mai puțin pesediste și cumva am taxat toate aceste treceri de-a lungul timpului și din presă în politică și din uh, zona asta Societatea de civilă. societate civilă înspre politică și vreau să-mi răspund la întrebarea asta, de ce? Adică, ai îmbătrânit, vrei un post călduț pentru șase ani sau ce s-a întâmplat? Deci, prima parte a ipotezei tale se confirmă. Am îmbătrânit. Ok. Da. Și uh, sentimentul vârstei uh, îl resimt uh, nu din dorința de a mă acui într-un loc călduț, uh -huh. ci au fost situații în care ieșind public. În stilul mai viguros de trotoar, mm -hmm. am simțit că risc să compromit aparițiile grupului cu care mă asociam pentru că apar ca un dinozaur acolo. Deci vârsta mea devenea un obstacol între mine și Aha. cei cu care vreau să mă asociez. Pentru că ideea de manifestare entuziastă a bucuriei că un guvern așa. da, nu se întâlnește. Ușor cu vârsta. Deci, a, aici pot să spun că m-am mai încurcat vârsta. M-am simțit uneori tratat cu oarece distanță, pentru că este iar același Mircea Toma care vine din. Moșul ăsta nebun. Da. Deci, deși sunt, sunt niște vârstnici care au trecut chiar de 100 de ani și care mai apar prin piața Universității. Ok. Da? Dar, răspunzând acum mai serios mm -hmm. la întrebarea ta, nicio altă poziție poate cu excepția Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, nu ar fi putut fi, nu ar fi intrat serios într-un proces de evaluare, din punctul meu de vedere, dacă mm -hmm. să-mi modific cariera în așa măsură. Cele două instituții, CNAU și CNCDU, sunt, însă au ca profil de activitate lucruri cu care. Am lucrat în mod natural de 25 de ani, aproape 30 de ani, în organizația neguvernamentală Activoage, fosta agenția de monitorizare uh -huh. a presei, unde ne ocupăm de exprimarea liberă și responsabilă, de protecția libertății de exprimare și, pe de altă parte, de combaterea discriminării pe calea comunicării. Deci, astea sunt două instituții. Ambele instituții despre care vorbesc sunt instituții care au o subordonare parlamentară. Angajarea lor politică, formal vorbind, este minimă față de foarte multe alte uh, instituții. Numirea în instituțiile astea vine, din păcate, pe traseu politic. Uh -huh. uh, deci asta, dacă vrei, este momentul de compromis pe care îl face un activist care a considerat la un moment dat că toate partidele despre care era vorba în 2013, aceeași mizerie, am făcut-o pentru că mi s-a părut că poziția de membru în Consiliul Național al Audiovizualului mi-ar permite să încerc din interior să valorific experiență și să valorific acele uh, uh, soluții pe care le-am intuit ca posibile. Și, și ce Pentru faci, da? modificarea funcționării acestei instituții. Și crezi că o să poți să faci asta că tu ești un membru, nu? Acolo? Sunt un membru din 11. Eu nu am. zic adică că este ceea ce. Nu se te numește... tem că te poate învinge sistemul și atunci să zici, Bă... Sistemul înseamnă, în cazul în concret, faptul că niște oameni dintre acești 11 oameni funcționează conform unui mecanism politic. Uh -huh. Adică ei uh, vor vota, de exemplu, ipotetic, uh -huh. s-a votat, uh, dincolo de criteriile profesionale și cele care țin de aplicarea legii și a codului audiovizual, pentru a proteja partenerii din media ai politicienilor care uh, i-au trimis acolo. Uh -huh. Deci asta este o ipoteză, că ei ar putea să funcționeze așa. Observ că acum vorbesc cu mănuși. Da, da, văd. Da, da, da. Eu am experiența unor întâlniri de negociere în Parlament pe diverse legi, în care am reușit să întoarcem soarta unei legi, înțelegând care sunt rațiunile, motivele unor persoane. Și sunt de vorbă cu ei, constați că se poate schimba în bine ceva. S-au întâmplat cu legea vânătorii, de exemplu. O, uh -huh. o poveste în care la toaletă s-a petrecut o discuție peste umăr și s-a luminat ceva. Și în comisie, după aceea, a mers totul mult mai ușor, pentru că un om. O discuție informală într-un moment de vulnerabilitate. Da? <laughs> așa. Da, da domnule, de fapt, noi nu vrem, vrem doar să. Păi, de ce nu spuneți așa? Aici mizez pe faptul că eu nu sunt un radical a priori, nu consider că oamenii sunt colorați în roșu și verde, ca să iau culori care sunt mai puțin. Roșu și roșu, galben, nu e bine, des. da? Da, în, în culori distincte, Așa. că ei, de fapt, gândesc și pot să își asume rațional niște modificări de comportament. Deci Tot ce am spus acum înseamnă că aș putea să încerc să negociez și să așez o atmosferă mai amicală de colaborare cu ceilalți. Știi de ce? Că acum un an, un an jumate, chiar și la precedenta noastră întâlnire la, la emisiune, spuneai că lucrurile au degenerat în televiziune și în radio și ce se întâmplă la televiziunea în publică și pentru că CNA-ul nu își face treaba așa cum trebuie. Corect. Și atunci asemnalam o chestie și aici mă bucur că pot să vin cu un argument concret în favoarea ipotezei de lucru pe care am mm -hmm. formulat-o. Atunci spuneam că una dintre viciile care degradează calitatea funcționării CNA-ului este că de o vreme, ani de zile, CNA-ul dă pedepsele la calup. Deci se adună mai multe reclamații pentru un post de televiziune, de exemplu, uh -huh. care comite la diverse emisiuni, diverse infracțiuni. Încălcări ale regulilor care sunt fie în lege, fie în cod formulate. După ce sunt audiate toate situațiile, se stabilește a greșit, n-a greșit, după aia cineva propune o pedeapsă pentru toate. Ceea ce e absurd. Pentru că pedeapsa, feedback-ul, răspunsul evaluatorului, trebuie să se refere la un comportament foarte clar, că altfel nu are efectul pedagogic. Mm -hmm. Pentru care a fost gândit. Trebuie să de înțelegi da, da. de ce exact. În da. plus, mai sunt și contracte, cum avem și noi, în care noi ne plătim eventualele sancțiuni. și deci, Exact. Ajunge da. acolo pentru... și ce plătești? Cine plătește? Da. <laughs> da. Traducând pentru un pieton, eu dacă traversez pe roșu, ăsta e cel mai clar exemplu, de trei ori, primesc trei amenzi distincte. Și dacă mai fac și. Uh, mă mai și cert cu mm -hmm. cadru, atunci iau și eu a patra penalizare pentru o altă infracțiune de dată. Da? Uh, ori aici toate la grămadă și se dă o sumă care se negociază. Uh, la ultima ședință a CNA-ului, prima la care s-au discutat reclamații, a doua la care s-au discutat reclamații și s-au dat niște uh, amenzi, cu uh, ajutorul Dorinei Rusu, am susținut ideea pedepselor care se dau pe fiecare faptă mm -hmm. în parte, atâtea pedepse câte sunt necesare. Și ceilalți nouă membri ai uh, CNA au fost de acord. A fost un picuț de... Mm, Așa. Nu, e o problemă. Au trecut trei luni de zile fără activitate, că n-a fost cuvorum, din cauza că patru membri au și-au. Li... a expirat mandatul pentru patru membri și până au fost numiți ceilalți patru, adică eu și cu ceilalți trei, trei luni de zile de inactivitate și s-au strâns saci de reclamații, pe care dacă e așa unul câte unul, într-adevăr, riscul este să se. Da, unul câte unul, dar mai repede o să fie. Asta era propunerea. Trebuie să recuperăm, să venim la zi, deci hai să facem mai. hei, rup, în bloc. Dorina Rusu, care mulțumesc și acum, a susținut ceea ce noi promovam uh -huh. și criticam anterior. Deci e un, un pas important, asta pentru că pedepsele la grămadă mai creau un precedent. Mai de mult a fost o televiziune care se numea OTV. Pentru OTV atunci au fost date pedepse pentru niște încălcări care, la repetarea lor, produceau efecte în, uh -huh. ca pedeapsă mai mari. Adică recidiva costă mai mult. Avertizment, prima pedeapsă, după care urmează o prima amendă, după care a doua amendă e mai mare decât prima și tot așa. OTV-ul nu, OTV nu i s-a retras licența, ci i s-au dat amenzi în acest mecanism care este absolut corect. Atât de multe că n-am mai putut să plătească. Neplata amenzilor atrage mm -hmm. retragerea mm -hmm. licenței. Pedepsele date la grămadă nu mai permit urmărirea progresivității faptelor. Bun. Planul este să aplicăm și acest mecanism. Ok. E asta suficient pentru uh, uh, o salubrizare a mediului audio-vizual? Niciodată nu se spune suficient. Or, nici CNE-ul cu orice ar face el nu este suficient. Dar cu siguranță poate să contribuie, poate să descurajeze și totuși faptul că istoric putem să vedem că în trecut s-a întâmplat ca CNE-ul să pună stop. Unui abuz, unui accident istoric în domeniul televiziunii, care a lăsat urme pe funcționarea tuturor celorlalte televiziuni. OTV-ul a coborât nivelul e, calității e, editoriale incredibil. A, a dus camera de luat vederi, nu a intrat până la otv niciodată în Sicriu, să filmeze în Sicriu. Dar atunci s-a întâmplat. A dat, a spart gheața Sicriului OTV-ului. A fost și ceilalți, s-au dus după ei, că pierdeau audiență. de -astea. Dar uh, sigur că nu este suficient una sau două măsuri uh, de, de acest gen. Dar contribuie fiecare cu câte ceva. Mă bucură mult că există un interes major în între colegii mei acum pentru a susține programe de educație media. Cenzura ideală vine de la spectator, care are Telecom. cenzura în police. De are cenzura. Care, da, dacă îmi dai, dai, lui, dai, dai, da. dai, dai și ia același lucru, nu prea mai... E ca la hipermarket. Alegerea nu există. Starea nației este oricând o opțiune. Da, da nu zice nimeni că nu sunt destule producții în audio-vizual, mm -hmm. dar sunt foarte mulți oameni care sunt prizonierii unor posturi. A, a, a -a da? da dacă pedepsele eu. vor ajunge să fie citite pe post și se va auzi o argumentație, un picus de educație media de la nepoțelul care vine acasă și spune: Tei vezi că ești cam papagal că pui botul la toate bazaconile astea? Păi tu nu vezi ce tâmpenii ți se vâră pe gât? Știi ce am învățat la școală? Că sunt tâmpenii, că te păcălesc. Asta am uh, propus o ipoteză apropo de Aja. mușca din. Uh, toate gugumăniile. Uh, apropo de uh, rezistența la vaccinare, aș fi curios să văd o cercetare făcută de sociologi uh, care este ponderea refuznicilor, cei care nu vor vaccinare, între cei care cu niște ani în urmă au depus bani la Caritas. Sunt două gugumănii comparabile hmm. pentru papagali. Deci, papagalii care au mușcat din momeala Caritasului, cred, e o ipoteză, că sunt suficient de papagali. Trebuie, sigur, păstrăm grupa de vârstă, că sunt între ai voștri mulți oameni care n-au auzit de Caritas sau de FNI, parcă se. Da, 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 da. Deci, ăstea două mome care sunt pe alt subiect, dar presupun un același nivel de naivitate. Naivitate nu neapărat prostie. Adică că adică nu se poate înțelege de, de unde e speranța papagal, bate că, ui, gândirea. Asta una și al doilea, să știi că unde cum era aia, că unde e multă minte și multă prostie, maică. Adică <laughs> tocmai am citit un studiu publicat în cartea lui Adam Grant, Regândește, și acolo apărea că oamenii cu școală și chiar unii dintre specialiști au căzut pradă aceste, acestor scheme ponzi și uh, toate uh, jocurile astea uh, nebune cu bani. Pentru că, pur și simplu, au fost orbi de în fața... Departe de bine gândul de a disprețui acești oameni. Mai ales că unul dintre ei a fost tatăl meu. Medic, deci cu studii empirice. Și săracul s-a bucă. Era și cluj. Deci foarte aproape de <gânt> da, țeava... Da, da. Caritasului. Da. Ai, ai, ai. Am o veste bună pentru tine, Da, ce? Am depus bani la Caritas. Aaa, leu! Mama, eu duduiam încă ca, să în avem cu pe vremea aia despre ce aberație, cum poți să crezi că ți se umflă leul de opt ori. Da? Poate. Nu <laughs> da, da, leu. Da, a fost uh, grav. Dar, într-adevăr, este. Uite o poză de pe vremeaia, nu? E cam... Nu, deja căzuse carita, că am rămas fără pantaloni din cauza depunerilor. Rugi. Aha. Da. 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 Bun. Așteptăm, sperăm să vedem, deși trebuie să, să spun și știi și tu cu siguranță că au fost destule cazuri de oameni super ok în zona presei sau în zona societății civile care trecuți în partea cealaltă la instituții sau în zona politică sau așa, n-au mai fost la fel. Aici nu pot decât să... Știi cum? Mă angajez. Așa, mă angajez asta voiam să zic. Că nu voi face acele nu voi no. Da, nu-mi spune pentru că eu am propriile mele amăreli apropo de persoane care au făcut acest pas. Sunt oameni cu care am lucrat Cot la cot, să nu dau nume. Monica Macovei. Ok. Monica Macovei, care în momentul în care a trecut ca ministru, a făcut cam ce trebuia să facă. Deci a pus pe picioare parchetul anticorupție în forma lui, care a funcționat cu totul diferit decât PNA-ul. Lui anterior, Așa. care era o glumă. Deci vâna la ghișee niște uh -huh. hoți de monede. Ok. Dar care după aceea a intrat politic, s-a angajat politic puțin excesiv. N-aș putea spune despre ea că a virat-o nasol. Nu. Deci ce a fost ea a fost de calibrul unui accident istoric. Că a modificat istoria recentă a României în sensul schimbării cursului anticorupției. Păi și am văzut după aia ce a făcut anticorupția. A făcut anticorupția. Ce a făcut anticorupția? Păi asta zic. Acum, odată că ea nu mai există, deci nu mai e, după ce s-a schimbat, adică anticorupția funcționează cât e PSD-ul la putere, dacă te uiți așa. Tu vrei să faci o glumă? Pe dosarele făcute. Nu cred, pentru că dacă mă uit pe dosare, și pe rapoarte la număr de primari, nu știu ce, de politică este inec, nu, nu este limpede. Faptul că intră nici. Nu intra nimeni. Deci erau toți mari corupți. Dania Om Popescu, Adriană Stase, toată liota aia de perioada în care noi când se năpustiseră pe presă. Era campanie explicită, program de guvernare anti libertatea presei. În Bun. cei patru ani de zile, 2004 Și nu se punea problema să încapă vreunul dintre ei pe mâna justiției. Când Rodica Stănoiu citea pe dosarul ăsta, îl scoate, se discutau dosarele în, într-un mic cu parte din guvern aia mai șmecher. Uh -huh. deci, pe de altă parte, presa a devenit amenințare la adresa Siguranței Naționale ca a făcut-o domnul Băsescu. Da? Da. Iar acum asistăm, ăsta este celălalt subiect pe care voiam să-l uh, discutăm, la o adevărată, nu știu cum să-i zic. Uh, to toată nebunia asta cu scoateți articolele, scoateți anchetele uh, publicate. Uh, să, să o luăm pe rând. Uh, asta este o chestie foarte gravă și mai sistemic gravă decât uh, cele mai spectaculoase. Scoaterea articolelor de pe net a început ca practică a instanțelor la Cluj în urmă cu vreo 2-3 ani. Mult mai bine documentată este colega mea Liana Ganea uh -huh. pe acest subiect, pentru că a urmărit nu numai fenomenul, ci și argumentația juridică din spate, raportată la rațiuni juridice pe care le formulează Reporteri Fără Frontiere sau Articol 19, articolul 19, uh -huh. care uh -huh. sunt două organizații de prestigiu în domeniu. Și nu e în regulă să scoți articole. Există o practică în străinătate, dreptul la uitare, dar e altceva. Nici aia nu-i grozavă. Uh -huh. Aici, prin sentință, să scoți articolul cu totul, asta este mult. Uh, și sigur vom. Uh, Aoleo, tu eu nu, nu mai pot. Mai vom, nu? Ah, vom. Cu siguranță. Deci vor. Vor așa. Vor reacționa, da. o să fie greu. M obișnuiesc uh, mm -hmm. greu. Dar, oricum, n-am venit cu cravata asta. <laughs> uh, Chiar salariul e mare acolo? Salariul adică e pe site. Că... E 8.000 de lei în mână. În mână. Da. E vreo 16.000? uite. Membru CNA 16.000. Asta salariu e salariul de, de, bază. Da. Bă, te-ai scos -o, să ai o pensie foarte mare. Specială. M-au și început prietenii da. din Cluj să mă urmărească. O să iei -ă, pensie specială? Pensie specială, da. da. Okay. Nu va fi pensie specială. E, 16 asta spun, rămân cu 8.000 de lei în mână. Cred că vreo 10. La 16.000 nu cred că rămâi cu... A? Ba, da, da, cam acolo. Eu spun ce... Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Da, e, e frumos. Adică să... Este un salariu care este bun, mult mai bun decât am câștigat în istoric, în, în, în viața ong -istică. Noi avem acum niște venituri care sunt în jurul a 3.500 de lei. Ceea ce e puțin. Nu știu cât îți câștigi tu din munca ta, Foarte dar puțin. este puțin. Dar am avut perioade în care s-a putut câștiga mai bine, dar muncind, sigur, mult și ce e neplăcut în viața de ong este că de uneori și acolo trebuie să faci concesii, să accepti să faci proiecte care nu ți se potrivesc mânușă pe misiunea ta. Deci am intrat în proiecte în care trebuie să facem și alte lucruri, consumatoare de timp. Ca să obțineți finanțările. Da? Ca nu? Să ca să putem uh, uh -huh. să trăim partea de militantism, partea de intervenție pentru ziariști care o încurcă. Da, aia se face în timpul liber. Uh -huh. Ori când tu ești pe coclaur să ții cursuri în comunități de romi, să faci uh, intervenție directă, socială, în, în, uh, să te prin prin țară, să uh, construiești o rețea de ziariști care, de studenți care să semnaleze abuzuri în lumea universitară uh -huh. sau să mergi în comunități ceea ce se întâmplă acum două sate ca să asisti comunitatea să preia două posturi de radio sătești. Asta este una dintre cele mai drăguțe uh, proiecte unul dintre cele mai drăguțe proiecte pe care l-am avut în ultima vreme, dar și asta implică niște activități viața nu e așa de libertate de exprimare și da când să pui în brațele unei comunități un post de radio pe care să-l pornești. Să câștigi licența la CNA. Să-l faci să meargă cu producție proprie, de știri, cu interviuri. Sfântul Gheorghe Delta și Vârvorul de Jos. Vă recomand, intrați pe Radio Civic. și Radio Civic și apar cele două. Și puteți asculta online, dar ele sunt on-air acolo, aha, aha. cu rază de... Cu, cu acoperire exact pe dimensiunea comunităților. Eu, doamnă Mira Bălan, în, în Sfântul Gheorghe, care e asistent uh, social, care și medical și cunoaște toți bătrânii din sat, satul fiind cam îmbătrânit, bătrâni care sunt ucrainieni haholi, își spun mm -hmm. ei, și care, uh, provocați un picuț de Mira, își dau drumul cu povești de pe vremea copilăriei lor când au venit părinții lor în zonă. Și o colecție e, e patrimoniu cultural imaterial de aur. Am făcut peste 100 de interviuri, ele pot sunt arhivate și pot fi. Aha, găsite aha. Și, și alte asemenea. Deci ai o bucurie, și a, aici s-a -a născut o comunitate în jurul mirei și a unui cântăreț de rock și muzică ucraineană, care este localnic din Sfântul Gheorghe, dar îngrijește o viță de vie. În Spania, uh -huh. și după ce lucrează 12 ore în câmp, seara se așează în fața mini-studioului lui și face. el face emisiunile muzicale pentru. Aha, uh, super. Deci super. este. Da, îți crește da, da. inima că se uh -huh. întâmplă lucrurile astea. Dar, da, trebuie să mergi acasă. Uh, S-a făcut cercetare înainte, sunt uh, activități care, dacă vrei să construiești un lucru mai temeinic, n-ai cum să le eviți. Da, adică nu și Nu doar și durează. să învârți drapelul. Și asta, sigur, că ne costă, pentru că suntem șapte-opt oameni. Ce spui tu? Să ieșim să ne batem pentru fiecare ziarist? Da? Facem greu acum, pentru că este o activitate, militantismul, voluntară, 100%. Nu avem finanțare pentru asta. Nimeni nu plătește. Da, cred că, uite, că odată cu aceste cazuri am tot văzut discuții și încercări în presă din partea jurnaliștilor, bă, hai totuși să ne strângem într-o că, uite, există această ofensivă, hai să ne strângem totuși într-o organizație. Deci, aici mi se pare absolut justă inițiativa, tu ții minte. Convenția Organizațiilor de Media s-a născut pentru că atunci viața ziaristului era grea de Exact din punctul ăsta de vedere. Era încolțit politic. Erau sute de procese. Ce făcea atunci organizația de care mă despart eu acum, era, am contorizat procesele și am încercat să facem intervenții sistemice. Am făcut foarte multe interpelări la nivel de ambasade, după care direct la Bruxelles și la Ambasada Statelor Unite și atunci a fost introdusă clauză de acceptare a României în Uniunea Europeană, pe lângă cele trei politice care erau, s-a băgat și libertatea presei, după ce 4-5 organizații neguvernamentale din epocă au trâmbițat atât de mult că e nevoie, încât Uniunea Europeană a spus, da, combateți corupția, reforma justiției, controlați în fierile, astea erau cele trei, da. și libertatea presei. Baronii locali, micii Berlusconi de provincie, Asta zic, că dacă s-a ajuns uh, aici la, cu niște jurnaliști care au o asemenea expunere și care vorba aia își permit avocați, și, adică Libertatea, uh, uh, Rise Project, dacă la nivelul ăsta, păi la nivel local... Este dramatic. Da. da. Pentru că, uh, ca să încheie ideea, uh -huh. ce s-a întâmplat atunci s-a întâmplat în primul rând pentru că a fost presiunea asta din partea sistemului politic. Și a celui corupt, baronii locali, poți să spui corupție sau mafie locală, cum vrei. Uh -huh. uh, și atunci ziariștii s-au unit. Noi nu am fost membri, nu, nu eram ca ziariști în acea asociație. Noi am facilitat, am catalizat și am ținut un fel de secretariat. Uh -huh. Dar Convenția Organizațiilor de Media era o structură a asociațiilor de ziariști și editori de presă. Uh -huh. Asta trebuie să se întâmple și -a... Convenția a murit după aia. S-a relaxat viața ziaristului n-a mai fost miză. Acum se pare că este miză din nou. Adunați-vă, fraților. Nu să poată moși un grup de patru persoane într-o parte sau un centru pentru jurnalism independent care se ocupă de intervenții structurale. Nu poate... Reporteri fără frontiere, da. Noi suntem reporteri fără frontiere pentru România. Am ridicat cazul de la Libertatea la Nivelul unei reacții internaționale din partea Reporteri Fără Frontiere. Asta putem face. Mm -hmm. Pot face colegii mei. Așa. Ah, da. Foștii mei colegi. Da. Ah, cum o să fie? O e foarte greu, e da, da, da. Dar da. totuși, am, viața mea, 30 de ani, a fost aici. Da. Cine e aici? A, este domnul Băluță. Asta, da, e, ideea e, uh, Mici, cum crezi că uh, acționează mintea unui judecător când dă sentințele astea? Adică să ștergi un unele, ai văzut unele dintre articolele șterse? Nu. Deci erau, unele erau niște preluări uh, în care nici măcar uh, numele omului apărea că e Primăria Sectorului 4, condusă de. nu știu, nu era absolut nimic în articolul respectiv mm. care să. Aici mi se pare că este destul de la îndemână un răspuns al comunității presei, în măsura în care reușește comunitatea presei să construiască solidaritate, ceea ce nu va fi ușor. Ok. Să, producă, să publice articolele în 10 alte mm -hmm. publicații. Să vedem băluță dacă te țin avocații să. Să te iei după toți. Du după toată presa, da, ca așa. Înțelegi? Fi, deci, da. Adică, da, e obligat cel care l-a publicat prima dată de instanță ca să. E, juridic nu știu cum să te lupți cu chestia asta. Probabil că fosta mea colegă, Liana Ganea, va găsi un răspuns împreună cu fostele mele partenere de la e, Comitetul Helsinki, de la Apador CH. România, care sunt specialiști, sunt avocați de libertate de exprimare, de drepturile omului. Dacă găsesc un răspuns juridic, foarte bine. Dar până atunci, hai să facem din această reacție un gest inutil. Adică, dacă această decizie a instanței va însemna, de fapt, multiplicarea aparițiilor, probabil că nu vor mai cere nici cei în cauză. Da, asta înțelegi? Asta să fii... da. dispară de aici. E Ai ca în basmei balaurului un capăt, îi mai crezi patru. Nu, mai taie. Ok, e o idee interesantă și, și bună. Uh, dar de unde crezi că vine treaba asta? Că prea, prea uh, au venit peste noapte uh, uh, cazurile astea. Nu și... sunt peste noapte, să știi. Nu. Ele s-au adunat, uh, e ca o maree. Okay. N-a venit strident. A început și este un, un fenomen cu invocarea GDPR-ului uh -huh. împotriva RISE Project atunci când RISE Project a publicat o valiză cu documente uh -huh. despre un caz. Nu știu, era un domn Dragnea, uh -huh. Și atunci a venit uh, instituția... De la atelierul că... auto, nu? Așa, ceva așa. Okay. U, da? Erau niște valize. Uh, și uh, a venit instituția care se ocupă de aplicarea legii gdpr uh -huh protecția datelor personale, să ceară sursa. De unde le aveți? Doi, dacă nu le retrageți, veți fi pedepsiți și s au formulat atunci o amendă de 20 de milioane de... Nu știu da, ceva. ceva um, Nici um, da. mintea mea a, 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 a intrat în buclă. Că nu, mm -hmm. nu, 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 nu mai puteam merge. Cum adică să ceri atâția bani? La intimidare. Pentru Rise Project. Atunci. Ulterior, am constatat dintr-o cercetare pe care am făcut-o cu foștii mei colegi la ActiveWatch, că foarte multe instituții media reclamă faptul că GDPR-ul este invocat ca argument atunci când instituțiile să publice de publice refuză, refuză da. să-ți dea informații pe legea accesului la informații de interes, de interes public. Care lege și care a funcționat. Bine, prost, mai, și acolo ar mai merge niște, dar mai bine să nu deschidem cutia mm -hmm. Pandorei, da. să nu strice mai rău. Mm -hmm. Dar, în principiu, pe aia s a construit principalele anchete autentice din România. Din acele anchete care sunt făcute pe munca de cercetare a ziaristului și nu pe o sursă care îți dă gata. da Deci, acel tip de sursă de informație generat de o lege, e amenințat de o altă lege care este interpretată uh, abuziv. S-a făcut o interpelare la Bruxelles pe acest subiect. Și răspunsul Bruxelles-ului a fost în niciun caz, legea GDPR-ului pe care noi am cerut-o spre a fi nu, e, nu... nu a fost făcută cu intenția de a limita accesul la informații de interes public. Deci, uh, vedeți ce faceți cu aplicarea ei. Vezi că astea sunt... Uh, sunt uh, Teritorii în lucru. Acest fenomen e mult mai dureros și mai periculos decât ce ăstea care sunt sparkling, sunt spectaculoase. Da, da, da. Da. Să ștergem uh, un articol. Pe asta eu cred că îl poți descuraja cu metoda pe care am spus-o. Dar pe GDPR, până nu se modifică temeinic legea, ce o să fie un fel de orbire lentă pentru că nu o să ajungi la informațiile. Ok. Mesajul tău pentru jurnaliștii care ar putea să vadă uh, emisiunea asta și care stau acum și se gândesc de două ori înainte să publice o chestie, chiar dacă sunt siguri de tot ce au acolo. Adică asta acționează și cu efect de autocenzură. Toată nebunia asta. Uh... Deci autocenzura funcționează atunci când te amenință o pedeapsă pe care o simți tu personal sau un buzunar. Scoaterea articolului este jignitoare A, și un bun, major. Da, A, dar jurnaliștii se gândesc acum, bă, păi dacă e acolo pățesc asta, eu aici la nivel local care sunt cu un ziar de trei lei deci, și... -o. Aici e nevoie de un spirit de solidaritate dacă nu european, măcar Autohton, al ziariștilor care sunt pe poziții de mare vizibilitate, pătrarul sau genul așa de ziariști, așa, care să încurajeze formarea structurii de asistare a ziariștilor care sunt uh, uh, abandonați în, în uh, uh, galați, unde este un ziarist care a fost. Uh, un supererou cât timp lucra într-o structură națională. Uh -huh. Adevărul, pe vremea când adevărul era uh, pe Caimar și se lupta cu mogulii uh, locali. Sorin Țiței, uh -huh. un nume probabil cunoscut de unii dintre da. cititorii din epocă, care a rămas singur acolo. A mai susținut o platformă pe care mai publica ceva pe firma lui, a fost încolțit și firma trebuie să închide și a o ține din, ca persoană, pe persoană fizică. Uh -huh. deci Sorin este uh, unul dintre sutele de exemple probabil din țară care nu, nu are uh, sprijin și care are un război de dus acolo. Mm, cum ne rezolvăm? Uh, el se plânge uneori de ineficiența unor organizații de media, dar organizațiile de media nu fac față asistării fiecărui abuz în parte. Reacționează, le adunăm, le raportăm, da, 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 nu se... dar da. nu poți, nu ai resurse, adică fizic e. Dar o asociație de zieriști care să fie clădită pe principii și numai cei care respectă principiile acelea să le aplice... Și să aibă grijă de comunitate... Atenție, o asociație a jurnaliștilor, nu cum era de vremuri de, pe vremuri de treia să vii cu editorul de mână la... Clubul Român de Presă. Da, la Clubul Român de Presă. Nu, aia a fost o glumă. Clubul Român de Presă era altceva. Era, era o, o, o structură asociativă a marilor proprietari de presă care aveau voturi în funcție de numărul de angajați și spuneau că reprezintă interesele ziariștilor lor, ei fiind angajatori. Da. Nu. nu. Vorbim aici de ziariștii care să aibă grijă ei între ei. După cum, pe de altă parte, și sindicatul, media sindu care există acum, ar trebui să aibă o contrapondere ca să se învioreze, care să apere drepturile de angajați. Pentru că eu când mă uit la televiziuni mari, la niște persoane care se numesc, se autodefinesc ca ziariști și funcționează ca niște mercenari odioși, care fac propagandă pe față, nu au nicio legătură cu jurnalismul. Aia se poate întâmpla pentru că acolo nu există un sindicat, nu există o structură de însănătoșire internă care să-i protejeze pe ziariști, că nu, uh, spaima de patron este uriașă, mai ales în condițiile în care presa este, uh, în, se zbate economic în piață grav. Nu intrăm în toată discuția. Deci nu sunt bani. Fără bani, te agăți de orice resursă. Ziariștii sunt și oameni. Unii au familii. Da. 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 Ce, Ce, mai faci? <laughs> Ce? Ce faci? Cum te descurci? Tu ți-ai construit o platformă autonomă. Cu greu și te-ai luptat cu fiecare instituție media în care ai fost să reziști acolo, tu făcându-ți audiență, făcându-ți treaba de jurnalist, ok, având publicul tău și fără să derapezi. Câte amenzi ai luat de la CNA? Nu știu dacă am luat. Cred că a fost una în toți anii ăștia. Da. Deci, da. Ia, iată. La, la început, da. Uh, mă rog, o prostie. Pentru. Celelalte programe de televiziune care au un calibru comparabil cu al tău, deși nu sunt multe, uh, 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 Da numărul de abateri este mare. Din partea cna ului care este? Care este? Na, da? Da. Așa cum este, uh, și-au luat doze. Deci tu faci o treabă care este curată și ai o măsură a calității performanței tale, dar câți pot să construiască așa cum ai construit tu? E, clar că e foarte greu. Și e clar că, până la urmă, noi am avut de fiecare dată, având acest public în spate, acest noroc, bă, uite, e interesant, sunt foarte interesante cifrele voastre de audiență, cifrele voastre, hai veniți în coace, hai veniți în coace. uite, dovadă că dacă nu ne bagă nimeni bățul în gard, nu avem absolut niciun fel de problemă. Intrăm în al patrulea sezon aici la Prima TV. Deci da. nu plecăm în fiecare an că vrem noi să plecăm sau că nu, am plecat de fiecare dată când cineva a venit și a încercat. Bun. Deci, asocierea profesională a ziariștilor și separat sindicatul. Sindicatul are alte misiuni, el apără dreptul salariale, uh -huh, condiții de muncă, uh -huh. independența față de uh, angajator și aici, acolo este clauză de conștiință, la asta se referă, să nu-ți impună, să nu-ți pună în gură lucruri pe care nu vrei să le spui. Iar voi să apărați libertatea editorială, responsabilitatea editorială. Bun. Două cuvinte la final despre televiziunea publică și radio public. Noi speram că aici. Din nou, măgărie cu politică. Să, cu... să se modifice legea măcar, măcar pe o felie. Sunt mai multe modificări care ar putea să pregătească o revenire a funcționării și a credibilității acestor instituții. E, și una dintre ele era să se spargă funcția de președinte de cea de director general, care e una acum, să fie două, și hai că cea de președinte se schimbă la fiecare rotire politică, dar aia de director general ar fi avut șansa să devină o funcție câștigată prin concurs cu drepturi contractuale. Deci să fie mai greu mai greu, nu e imposibil, dar mai greu de controlat politic. Se schimbă politicienii, se schimbă președintele, dar directorul are un contract cu niște uh, repere clare și dacă e în repere, nu poți să-l dai afară atunci. Și asta garantează? Ar putea garanta. Nu s-a întâmplat, uh, se sparge funcția în două poziții care vor fi amândouă numite Politice. politic. Deci, uh, uh, îmi pare rău. Aici s-a comportat clasa politică aflată acum la, la guvernare, tele. a preluat aceleași hibe de la precedent. Era un bun prilej. A fost susținută ideea de USR, de Iulian Bulai, dar a fost prea puțin un o voce sau or fi fost câțiva, nu știu care uh -huh. să susțină această formă a modificării legii, e greu. Păi, dar nu e imposibil. Dar Nu e imposibil, dar e greu. Păi da, vezi, dar trebuie răbdare. Oamenii așteptau cu totul altceva, că dacă le mai zici oamenilor după ce ai zis, bă, venim și facem, schimbăm, și după aia oamenii văd că tot nu schimb și că tot nu faci și că tot nu se întâmplă, cât să mai fie și răbdarea asta, nu? Noi încheiem fiecare dialog cu un cadou și... Este de obicei o carte <laughs> și am pregătit cărticica asta a lui Sam Harris despre minciună. Despre minciună. Despre minciună. Da. De unde ai cărțile? Cărțile le avem, le luăm, le avem și colaborăm. Ce spuneți spune CNA-ul? Este produs plantat? Nu, se La de, produs? de produs. Nu, nu. 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 Dăm o carte acum. Dăm o carte. Eu am fost, înainte de a veni spre tine, la o librărie, pentru că am aflat despre această surpriză pe care mi-o face, despre minciună, de Sam Harris. Nu știam că asta. Să-ți aduc și o carte. Pentru că am văzut pe site că librăria o are în stoc. Ai dus la librărie. Și librăria în stoc, dar nu la noi. E în depozit. Zim ce carte măcar. Cartea se numește Zeflemea și Așa. este scrisă de un cetățean numit uh, Tudor Brătescu. Okay. Uh, Am auzit. Este o carte scrisă de un inginer uh -huh. care după ce s-a pensionat scrie istoria familiei lui uh, plecând de la două lăzi cu cărți poștale, scrisori uh, adunate și care uh, îți descrie traseul României de la 1916 de la primul război mondial uh -huh. până în 1950 și ceva. Ok. Este o familie care are, prin unii reprezentanți ai ei, atinge niveluri ale politicului din epocă. Ana Paucăr, dacă-ți spune ceva. Da, da, am auzit. E, am e am personaj a în. Ah, ok. Cartea este memorialistică, dar numele sunt puțin schimbate ca să nu se jignească. Dar este da. un decupaj atât de curat prin istorie, fără niciun fel de falseuri, fără. Aha. Se citește pe nerăsuflate, e groasă. Ok. Da. Și astăzi, când discutăm noi despre cartea asta, e și ziua lui Tudor. Ah, super! La mulți ani, să zicem atunci, da, nu? Da, da, da. 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 Mi-închipui că e o chestie senzațională, că eu am luat de curând la mână scrisorile dintre ai mei. Când m-am născut eu, când... Deci, incredibil să vezi, adică înțelegi mult mai multe lucruri uh, și devii și mult mai indulgent cu anumite chestii pe care le-ai judecat așa în și negru și patriotic. Deci patriotismul <laughs> din Zeflemeaua de descrie de exemplu registrul acesta patriotic. Atunci te Fii fiindcă noi avem o educație uh -huh. despre uh -huh. istoria neamului, despre războiul de întregire, de da, primele victime din primul război mondial au fost niște soldați români pe granița de la Predeal cu uh -huh. Austro-Ungarii, români care au fost omorâți de artileria română care a greșit direcția. Deci, asta au fost primele victime din acel război. Românii s-au autobombardat. Continuăm treaba aia. Adică, să continuă este, acum, da, E, da, e da, nu? Da. <ră> Facem da. aceleași lucruri. Ok. Da. Bine. Baftă multă la. baftă Da. Acolo, Și voi, echipei Acolo unde te duci. Da. De acolo păzea? Da, am înțeles Ochiul va fi necruțătă Gata, deci să puneți PP Așa, gata Bine, mersi mult Să avem pardon Am avut și chinion. Ereditar Avem o gaură în buzunar Dar progresăm Încet, încet Toți emigrăm Mai bine Veneti de argați la securii